Weekendul trecut în stațiunile de pe litoralul românesc s-au aflat aproximativ 150.000 de turiști, dornici de distracție și de relaxare, ceea ce a făcut ca plajele să arate ca niște furnicare. În cursul săptămânii, lucrurile se schimbă, fiind mai multă liniște. Weekendurile pe litoralul românesc au devenit imposibile din cauza aglomerației, iar acest lucru duce și la creșterea nejustificată a prețurilor. În schimb, românii care aleg să vină la mare în timpul săptămânii se pot bucura de liniște și chiar de prețuri mai mici. Cazarea în stațiunea Mamaia în timpul săptămânii este mult mai lejeră, parcările sunt mai libere, la recepție și peste tot se lucrează mult mai lejer. Cel mai aglomerat este în weekend, adică vineri după amiază, practic nu găsești nici locuri de cazare, deci cei care au fost cazați înainte vor să mai rămână câteva ore până seara, iar ceilalți vor să vină cu o oră, două mai devreme și toată lumea, având liber în weekend, toată lumea vine la mare. Dar în timpul săptămânii, luni, marți, miercuri și joi, găsești și locuri de parcare, găsești liber la recepție și găsești chiar și camere libere. Mulți turiști spun că ar prefera să vină la plajă în timpul săptămânii pentru a scăpa de aglomerație, însă programul de lucru nu le permite, majoritatea fiind liberi sâmbăta și duminica. Cum e în weekend față de mijlocul săptămânii? Este mai aglomerat față de săptămânii. Da, au mai multă lume liber, au mulți fug weekend. Sâmbăta, duminica, mă iau spre casă. Da, în weekend e mai aglomerat, mai ales seara. Seara e full, nici nu ai cum să mergi, n-ai cum să te lovești. Mai ales eu sunt și cu copilul. Da, e foarte aglomerat. Toată lumea poate nu pot ajunge în cursul săptămânii că mult lucrează și preferă să vină în weekend. Românii care aleg să vină la mare în weekend se pot bucura și de o serie de concerte în aer liber. De exemplu, în acest sfârșit de săptămână, startul distracției se va da vineri cu invitați de excepție care vor urca pe scena caruselului cultural amplasată în piațeta Casino din Mamaia. Festivalul Verii vă invită vineri seară de la ora 20 în piațeta Casino din Mamaia la spectacol de teatru Nimic nu scapă cu Paula Chirilă cap de afiș. Iar după această piesă vor urca pe scenă cei de la Publica, băieții care au cântat în deschiderea concertului celor de la YouTube în România. Sâmbătă publicul este invitat la o altă piesă de teatru între Ciocan și Nicovală, alături de Maia Morgenstern și Mircea Rusu, în regia maestrului Horatiu Mălăele. Seara de sâmbătă va fi încheiată de celebra trupă Proconsul. Iar duminică, de la ora 20, tot în piațeta Casino Mamaia, unde vă așteptăm în fiecare weekend la Festivalul Verii, duminică, așa cum spuneam, este vorba de muzică de bună calitate și avem trupa Basca, The Kryptonite Sparks și Rise of Artificial, adică cei cunoscuți sub numele de Roa. Festivalul Verii 2016 Carusel Cultural este un eveniment al Primăriei Constanța organizat de Asociația Culturală Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului.